Vă știu că vă abțineți, vă încerc cu Gheorghe, Petrica Gheorghe, Prof. Liviu, Prof. Sorin, Prof. Sorin are un problem în pădure. Nu poate, îmi spuneți pe mine, delegat, în control. Votează pe mine. Am avut ea să fie într-o nu s-a ținut. Am avut să-i ținut. Ei bun așa. Dar să le Ioan, Băi cu Florin, Fratele Adrian, Băinea Constantin, Timor, Ilie de Aia, Șuțez, Băinea Constantin. Jean intră acum, e bine. Da, de bine acum. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 4 puncte de dezbătut, plus diverse. Dăm citire pe ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 6 din 31 ianuarie 2023, privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022 în anul 2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Coțofănești la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicapat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind majorarea 200% a impozitului de clădire unor persoane fizice și a mai apărut un punct referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și ultimul punct, diverse. Dacă mai are cineva de adăugat pe ordinea de zi, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva sau ordinea de zi. Acum trecem la dezbaterea punctului 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 6 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022 în anul 2023. Atunci a fost să era primul punct, e ultimul punct? Da. Nu, prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 31 ianuarie 2023 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 în anul 2023 la diverse investiții, între care și extindere școala primară Sat Bâlca, Comuna Coțofănești, în suma de 200.000 de lei. Prin proiectul de hotărâre de față am propus transferul acestei sume la investiții. Renovarea energetică școala primară Sat Bâlca, Comuna Coțofănești, cu suma de 100.000 de lei. Renovarea energetică școala gimnazială Borșani, Comuna Coțofănești, cu suma de 100.000 de lei. Se transferă suma de 200.000 de lei de la investiția extinderii școala primară Bâlca, Comuna Coțofănești, de Subacop, astfel. Investiția în renovare energetică școala primară Sat Bâlca, Comuna Coțofănești, suma de 100.000 de lei. Investiția în renovare energetică școala gimnazială Sat Borșan, Comuna Coțofănești, suma de 100.000 de lei. Articolul 2. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului de Bacău, primarului Comunei Coțofănești, biroului buget, contabilitate din aparatul de specialitate al primarului Comunei Coțofănești și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primăriei. Comisia. Da. Comisia? Aviz. Și comisia. Dacă mai are cineva de adăugat, nu, atunci supunem la tot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Nu? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Coțofănești la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Cu handicap.
se aprobă nivelul contribuției anuale a Consiliului Local Cotăpănești în procent de 35% din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean și nivelul standardului de cost, aprobat prin hotărârea de guvern. La susținerea persoanelor cu handicap în servicii rezidențiale, din subordinea DGASPC Bacău, conform anexii 1, ce face parte integrală din prezent sa hotărâre. Așa. Iar articolul 2 se aprobă asociarea Comunii Cotăpănești Consiliului Județean Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Consiliului Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, conform anexii numărul 2, ce face parte integrală din prezența hotărârii. Articolul 3 se mandatează primarul Comunii Cotăpănești să semneze numele Comunii Cotăpănești contractul de asociere. Articolul 5, prin grija secretarului general al Comunii, prezentă hotărâre se va comunica Institutului Prefectului de Bacău, primarului Comunii Cotăpănești, biroului Buget Contabilitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, afișare pe site-ul primăriei. Comisia. Da, comisia. Am zis favorabil. Dacă mai are cineva de completat? Nu. Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat punctul 2. Acum mergem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădirile unor persoane fizice. Este un singur referat la Consiliul Probleme Operator de Rol, subsemnat Antochia Dină, consilierul în aparatul fiscal al Consiliului Local Cotăpănești, va rog la cunoștință următoarea. Conform notei de constatare numărul 2153, primul major, rarea impozitelor cu 200% pe clădiri, potrivit în articolul 489 din legea numărul 227/2015, în ceea ce privește codul fiscal, hotărârea Consiliului Local 69 din 30/12/2021, adresa somație numărul 1709 din 94/03/2023 și fișa de evaluare a moștenirilor defuntei Ghiuce Arena, am presa că le-a trecut toate așa, nu? Da, da, da. Nu, a? Patru referate, fiind individuale. Patru referate. Așa, în principiu, deci s-au făcut referate și s-au făcut notificări pentru cei care au aceste clădiri în, ca să zic așa, în administrare, să știu, în proprietate, pentru a se lua măsurile care trebuie pentru a fi repuse în, știu eu, nu în valoare, știu, readuse la o formă cât de cât acceptată ca și construcție. Ca și construcție. Da, dumneavoastră știți discuția asta, a mai fost, să avem o groază de construcții care sunt pe sistemul lor. Aici băgăm și CFR-ul, am băgat persoane juridice, am băgat și balastieră, am băgat și fostul CAP-ul cu clădirile, dispensarul veterinar pe care am fost să-mi îl paseze nou la UAT-ul, la administrația publică, și ceilalți agenți economici care au clădiri neîngrijite, să știu,
care are o stare destul de rea. Și de asemenea la persoanele fizice. Adică, trebuie cumva să facem acest lucru, le obligă și legea, totul se face în baza și în temeiul codului fiscal, le obligă și legea și este bine să luăm măsuri, că altfel vom deveni o comună și un satele noastre vor arăta care e un mediu. Trebuie cumva făcut. Avem și la Borșan cazuri destule, avem și la Coțofănești, avem și la Bâlca, dacă vreți, nu dau un luminar, uite la Borșane, vom da stupe, pe uriță, pe grădin, sala grădin, în ce nume stai. Acum e jungla amazoniană, poți, poți intra să-i faci curățenie, pentru că e proprietatea omului, că mare acolo, un bric de căruță, mare volum, fiul de mașină, și poate mai pune, că e încălcat proprietatea, nu ai ce căuta, așa. Numai acolo, dar după aia mai e... Aici la noi cu șosea. Da, e cu șosea la Neghiță. Tocmai și clar, face cinste unei localități cu asemenea case, cu asemenea curse, cu asemenea stradă. Și la Borșania continuăm acolo pe ulița la bibliotecar, la Carmen Mocanu, e la Ghiuș acolo, nu se înțelege la dezbatere de moștenire. Vai Steaua aici, casa aia. Și acum nu e numai că Vai Steaua e, nu e. Vecinii se sesizează și în mod îndreptățit o fac lucrul ăsta. Și pertinent. Adică, eu stau lângă tine aici, să-mi vină șobolane, șerpi. Uite, vedeam aseară la televizor, un șarpe la Tulcea într-o canapea. Avea un canapea scoasă afară pe aia și un șarpe în canapea. Și oamenii au trebuit la dreptate. Toate bărările, toate lichioarele se ciuează acolo. Se trezești cu ele în curte, de la tine. Am dreptate. Și în afară de asta, le umbrește gardul. Deci cazuri sunt destule. Nimeni nu face chestiunea asta din... Știu eu că vrea să răzbune pe cineva. E pur și simplu pentru aspectul estetic al localității și al... și al... al satelor din comuna noastră. Și... așa cred eu că e mult. Nu pot soții... o dai. Nu poți să dezbați moștenirea, demolerea. Fă ceva. Nu lăsa acolo ruinele astea antice și vechi, antice și antice de demol. Consider că, nu, că e un lucru absolut corect. Iar această mărire poate să duc până la 500%. Nu e luat-o gradual, ca să zicem așa. Oamenii nu sunt înțeleagă. O să facem lucrul ăsta. Domnule, nu o să facă... plojniță, nu o să facă plojnițătura de casă când te plătească la mării. Dar asta e. Noi ne facem datoria și o facem cu pași legale, dar nu avem probleme. Somație, în bază legală, nu, nu intrăm. Dacă cineva ne dă voie să mergem, să mai facem ceva plăcere, facem, acum cum mai toaretăm un copac, care toaretesc, care vin curtele, dacă crengile vin pe domeniul public, de tai, frate, că încurcă la rețelele electrice, telefonice, de cablu și așa mai departe. Da, despre asta e vorba, dar este, da, nu știu. Da. Comisia? Avis. Și cum se spune? Supunem la votul, este pentru? Împotrivă? Aici la, uitați, aici la Florin în fața acolo, în 2-3 ani, și acum arată dezastru, dar în 2-3 ani de zile va fi dezastru. Am mai vorbit. A zis că n-au condiția, nu pot să fac gardă. Păi doamnă, primăria nu face gardă, din proprietate dumneavoastră, că vinde cu toți banii primăria. Ori vindeți, ori o întreține. Nu are scoasă la vânzare. Dar la prețurile care le cere dumneavoastră, dumneavoastră scot proșnițători de la vânzare, dar la preț de apartament de lux. Dar nu ți-a le cumpără nimeni, normal. Cine cumpără cineva terenul, nu mai cumpără lumea terenul. Dar casă, casă, păi Steaua ei. Ce spun? Aici e în cemburii cu satul și să ai, păi dar nu-ți mai dă nimeni. Un fel de centru, cât de cât, mai bună două, trei uliceare, un fel de... stai cu băia. Acum mai arată cum are casă, mai. Dar nu mai durează, nu voi prea multe zile încet. Așa e, stai. Am avut 70.000 de euro. Păi, dar cine vrea de euro? Ce mai crezi? Au luat bani, s-au mutat cineva de la Brașov, au câțiva ani venit aici și facea să răscândit. Ce mi-s pe ghetă omul înapoi? 50.000 de euro. Da, și acum câțiva ani ce de euro.
Cine are bani ca să o iei? La urmă, e o casă și de renovat, la cum a fost ea odată. Dar n-ai ce să renovezi. Înăuntru e praf. Să faci, stai cu mine. Asta a fost și aici, casa din lângă poști. N-a fost forma inițială. Așa a fost și ăla, stai liniștit. Cineva cu potență financiară și cu familie mai numeroasă, nu poate să facă bani. Ce faci? Este ca un muzeu aia. Da, nu faci nici un muzeu. Cine nu? Eu nu ar vrea să am o clădire așa frumoasă, nu reținută, cum frumoasă. În comună, cum doamne? Să fac PSD de la PSD. Unde la... Aici la OTIM? Da, da. Să facem sede PSD? E în rupi. E donatorie. Chiar așa m-a adus. E donatorie. E bătită în grădiză. Facem adevărat. Facem frumoasă, da. Cum? La gata? Facem frumoasă. Aici, grădiniță. Sfânt. Da. Da. Sfânt. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Mergem la punctul 4. Declarat de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. După cum cunoașteți, Terada Comunii se desfășoară programul gratuit cadastrare, realizat circa 60%. În cadrul acestui program s-a repartizat și suma de 56.000 de lei pe care o propun a se cheltui pentru plata lucrărilor de cadastrare executate de către Societatea Comercială Eurocad SRL Onești. Având în vedere cele de mai sus, supun prezentul proiect de hotărâre, dezbatere și aprobări în Consiliul Local Comunal. La articolul 1 se aprobă rectificarea bugetului local de pe anul 2022, după cum urmează, venituri. Se suplimentează cu suma de 56.000 lei, capitolul 430.234, suma alocată din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cheltuieli. Se suplimează cu suma de 56.000 de lei, 70.000 Captii 70.000 de lei. Da. Alte servicii, domeniul serviciilor dezvoltării comunale, cheltuieli bunuri și servicii. Iar la articolul 4, prin grija secretarului general al comunii, cu prezența hotărârii, se va comunica prefectului județean județului Bacău, primarul Comunii Cotopăiești, comparte din dintr-un buget contabilitate și va fi publicată prin adresare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primării. Nu da, banii, cred că e clar, este programul ăsta de cadastrare pe care îl facem, program european. Banii sunt veniți la ANCP, Agenția Națională Cadastru și Publicitate Imobiliară. Devin banii, îi băgăm, introducem în buget local, pe care îi dăm la firma care execută lucrarea. Suntem într-un procent de 60% cu cadastrarea terenilor extravilane. Foarte multe lume confundă. Adică, dar în intravilan că faceți? În intravilan se face. În intravilan cei care își face cadastru la proprietatea pe care o are. Fie teren, fie locuință cu teren, sau fie numai locuință. Deci nu se face guvernul României și nu numai niciun program în momentul pe cadastrare gratuită pe fonduri europene. Deci pe terenurile extravilane. În actuală, suntem undeva la 60%. Noi intenționăm ca în cel acesta
să cadastrăm aproape întreaga, întreaga suprafață de extravagant pe care o deținem cetățenii în extravagant. Că toate proprietățile sunt a cetățenilor noi, ca și UATR în foarte puțin. Aproape de reluat în seamă ca ce. Dar restul ia toată lumea. Deci cetățenii primesc gratuit cadastru pe proprietatea dumneavoastră, ceea ce nu-i de aici de acolo. Vedeți că un cadastru în ziua de azi ajunge undeva la 1600, 1800 de lei, adică 16-18 milioane de lei din bani. Și ca să ți se pună cadastru în brațe, gratuit, nu-i de aici de acolo. Mai ales care au 3, 4, 5 proprietăți, că sunt care au la Segenici, care au la Podul Alb, care au la Cabină, care au la, Borună, pardon, nu intră nici, bine că am pronunțat ceva, nu intră. Nu intră nici fânețele, deci ce pe zonă silvică. Deci nu intră decât terenurile agricole. Agricole, n-am zis arabele, agricole. Agricole înseamnă terenul care au pere vii, pom, culturi, cultură mare, cultură mică și așa mai departe. Despre asta este vorba. Deci nu intră nici cu fânețele. Fânețele, pădurile și infravilanul nu intră la cadastru. Despre asta este vorba. Cel puțin în etapa asta, știu dacă. S-o extinde ca și program și o prinde și fânețe și păduri și infravilanul. Dar nu cred. Deocamdată, așa, să fim bucuroși, suntem comună pe Valea Tutușului, suntem singurii care facem cadastrare gratuită. La ceva nu mare. Din ce știu eu, poate, nu știu bine, dar știu bine, că singurii care facem cadastrare pe program european suntem noi. Suntem într-o fază, în cea mai avansată fază față de celelalte localități care mai sunt, că mai sunt din zona Văi Siretului, mai sunt partea aia spre, dacă nu mă știu, că e Sambuleniu sau Liveziu. Liveziu, că e mai bine zis. Da, dar e bine. Comisia, domnul președinte și votul. Propunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva. Deci s-a votat și 4. Acum am ajuns la o propunere diversă. La diverse, ce să vă spun? Eu am să vă spun câteva cuvinte doar. Știți foarte bine că am demarat și n-a fost nici păcăleală, nici gaze de la pasole. Am început un gaz de la... Am început investiția, se lucrează într-o limb foarte aler și eu sunt tipicar și un nemulțumit. Aproape mereu. Dar în cazul de față chiar sunt mulțumit de felul cum se desfășoară până acum. Mă vezi până în momentul de față cum se desfășoară lucrările de execuție a acestei investiții. În primul rând, în urmă rămâne aproape perfect, în unele locuri chiar mai bine decât a fost. Tot ce drumul îmblăm, se pune piatra înapoi, se acoperă, se îndreaptă drumul, e în regulă. Avem la Răpaune acolo, avem, așteptăm o țeavă, că este o subdimensionare de țeavă și de asta am regulat acolo. Dar aveți pe toate drumurile. În sat, vă spun și în ce stat suntem. Satul Bâlca are toate ulițele laterale, sunt băgate, este băgată conductă. Toate. Și drumurile sunt perfecte. Nu am o reclamație de la mine. Am de la veșnicul meu prieten, m-am mers de la Bâlca. A avut o placă de beton. Dar că venea apocalipsa. Dar era o placă de aruncare. 60-60 care era șansă. Omul ăla s-a luat cu șoia acasă. Da. Deci la Bâlca toate ulițele. Deci n-a rămas nimic. N-a rămas decât centru, adică pe unde mergem pe asfalt. Acolo au început să taie. Vine cu discul ăla, taie 60, se duce și la Borșan avem toate ulițele făcute din Lundul, din fundul Borșanului. Suntem acum pe ulița de la Sebiș, la Ghiță Chiriac, acolo am terminat spre Neluțul Plop este gata, a ajuns până în capăt, din coace până la Sebiș este făcută, a intrat pe Ghiță Chiriac, azi e și acolo,
Și mai avem ulițele astea la alte, la biserică, drumul spre biserică, asta de aici pe la Carmen, pe la Bușă, pe aici, în zona, pe după grădini și e gata și Borșanul rămâne numai cu asfaltul. În Coțofănești deocamdată nu s-a atacat lucrarea, din ce știu eu, ce puțin. Bă, da, la Boarcă și acolo... A intrat azi, sau ieri. Au făcut alaltă. Alaltă, nu? Ieri a început. Ieri. Eu azi am inspectat peste tot mai puțin zona aia. Dar nu se cunoaște. Doamne, nu se cunoaște. Nu se cunoaște nimic. Adică eu am ținut foarte. Nu se... Deci au făcut... Am spus, doamne, ei, dacă îmi faceți lucruri și deranjați, creați disconfort și deranjați... Au făcut toată limita, nu se cunoaște nimic. Deci face lucruri de... Nu-i vă zici că a trecut pe acolo. În două, trei zile nu se mai cunoaște nimic. Excepțional. Foarte mult. Da, dacă... Mă scuzați că te lasă în chestie. Da. Da, sunt un proces, mă scuzați, vedem că ce nu mă dă. Toate ce zic. Da. Așa. Și se merge în limba verde, de asemenea, v-am dat cine, la domnul consilier care au luat cele, pentru completare, e bine să aduceți și înapoi ca să ne înregistrez. Asta e dosarul pentru cele de astea la așa, pentru cei care doresc branșare la magaze. Și se duce și cerce. Eu zic, vă mine, că dacă se merge în ritmul ăsta, da, în decembrie va fi gata. În decembrie va fi gata, la fine lui decembrie. Și probabil branșarea, ba oameni pe bună dreptate, eu am avut și eu, am văzut multe păreri sau multe comentarii pe rețeaua de socializare, pe Facebook, pe grupurile astea care sunt. Bine, unele erau pertinente, cele mai multe erau pe arătură, cu răutăți, cu însărături, cu înțepături. Ceea ce mă deranjează, nu intru niciodată în politică cu ăștia, schimb un pic un punct de vedere care să lămurească lucrurile. Și elegant, așa cum o fac de fiecare dată, că eu o doamnă cu însărături și am zis să rămână, doamnă, vreau să lămuresc. Acum are să face branșarea aia, toată lumea, că costă 10 milioane, că costă 60, costă 3 milioane, că le-a spus meseriașii care lucrează, investiție pe... Care era o treabă. Era lucrarea. Aia bar n-au nicio treabă. Ăla știe că trebuie să dea cu termencopul, cu orice ce polidiscul, să sudeze ce mai face la urs și aia bani. Da. Deci acum, dacă s-ar face, vă spun în mod autorizat, dacă s-ar face acum branșamentele, dar ar costa undeva între cu tot cu contorul, că a văzut deja, au început să scoate cedre pentru contor la porți. Au început în anumite zone. Cred că pe zona Gării. Da. Și spre Râpa Unii. Bun. Ar fi undeva între 6.000 și 8.000 de lei. Deci 60-80 de lei. Da, prețul. Nu vor suferi modificări, adică să raport cu inflația, nu știu eu ce o mai fi, cam așa ar fi dreapta. Eu am să fac niște ședințe cu oameni, dar nu am vrut să mai stau puțin. Prin luna, sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, și am să discut cu oameni, ca ei din timp, o să încercăm să... că am mai spus-o în ședință și o spun și acum. Deci nu face decât operator autorizat face branșă. Nu face nici primarul, nici polițistul local, nici Nea Gheorghe, nici prietenul meu că lucrează el la gaze. Nu. Era o firmă care este autorizată, este agreată de cei de la Distrigaz. Deci nu discutăm povestea asta. În urma unui proiecție acolo care se face. Deci, ca oamenii să-și pună bani și să cumva să reușim să punem în două rate. Și dacă tot vor în rate, bine, îți pun oamenii bani după acum. Te-a pus să faci, când discutăm de ce nu îți faci două rate, adică să pui bani două rate. Să faci. Eu zic, după mine, că nu e o sumă, în timp se... timp destul de scurt, eu cred că această sumă se... se amortizează și eu zic, băi, bine, nu se forțăm pe nimeni să se branșeze. Dar să știți un lucru. O să fie aproape ca la apă. Cei care s-au branșat la noi, la Borșani, s-au branșat cu atunci care a fost ăla, 4-5 milioane, 6-7, până mai multe. Și acum, la Borșani, fiind la Crab, e numai taxa de branșare 17 milioane. Plus materiale, care se află la 20 milioane. Adică,
să branșeze lumea la timp, dacă mai târziu, și prețurile noastre fără modificări. Asta spun că nu obligăm pe nimeni, nu forțăm pe nimeni, doar ne putea pe noastră, că doar banii nu vin la noi, se cumpla ce le-a distribuit asta. Domnul, dar ce dați la ce e prematur să, dar oricum vă pune mâna morte. Absolut. Adică să fie acolo, zic acum, știu, să trebuie să mai discutăm când, și fondul ăla pe care le creăm noi. Eu aș zice cu 50 de lei, aș spune, aș 30 ar fi, spune. Adică ca oamenii să poată să folosească banii aceia la planșare. Bun. Dar și la apă în mod, să 25 de lei, nu mă adică mori. La Bojani sunt să 1700. 17.000. Da. În afară de cămin și de ce. De asta vă spun că în prima fază ar fi venit să vă da. Nu sperie pe nimeni, doamnă, păcate că nu. Nu sperie pe nimeni, dar așa ar fi venit ca sugestie. Nu ca sfat, nici ca indicație. Da. Eu zic, oameni, că ne îndreptăm acolo de un termen, un orizont de timp pe care l-am fixat prin proiect. Ceea ce e mare lucru, mare lucru. O investiție de asemenea învățură, să te duci cu el în termen. Da, și dacă s-o decala puțin, nu o să fie un capăt de țară, niciun... Nu știu, mare minune. Da, să sperăm. Eu aștept cu mare interes și chiar văd că sunt doritori și vin la mine zilnic să se înscrie, să facă cerere. Noi avem o dată semnătura proprietarilor, dar acum avem cerere cu branșare. Da? Atunci au fost de acord, au fost de acord. Dar acum cerere în care solice de branșare. Cei care cu cărora au dat cerere, mă repet, să le aduceți ca să ne înregistrez. Și cine mai vrea cerere, vă dăm cerere. Dar nu vreți că știu, dar mai aveți semnatul, soacra, cu bătul și așa mai departe, să mai deplaseze, le luați doar una de semnătura, nu luați CNP-ul, așa că nu vă complicați cu datele personale, nici nu avem voie. Acolo trecem stradă, numărul, familie, că nu cunoaștem oamenii. Nu trecem și măcar serii de bilete. Biletul nu poate schimba mâine și nu e aceeași serie. CNP-ul rămâne cealaltă, serie schimba. Da. Dacă mai dorești, dacă vin ce cu iluminatul, cu becul ăla, doar cu tot așa e... Da, am făcut becul este o poveste, v-am spus, sunt mori când funcționarea astea, am acat 3 zile toate. A, ce se întâmplă? Mai bage vântul, mai plouă, mai... Ăștia trebuie să stăm de ei totdeauna, că aia, când o să vină, o să... Noi totdeauna facem verificarea la întreg sistem. Spune-mi minte, numai pe strada aia, că e soatele meu și pe aia la tăi prieteni, să mă... Nu, intram peste tot. Dar se întâmplă pentru... Asta e treaba. Rețelele nu sunt ale noastre, becurile sunt ale noastre. Noi facem serviciul de antenanță, de schimbare, de înlocuire a celor becuri și am mai și completat în... Da, știți foarte bine că avem acel proiect pe european cu iluminatul inteligent. Așteptăm, noi tot așteptăm să începem, văd că durează. Așa avem și cu școlă, noi avem vreo 5 proiecte europene care ar trebui să începem. E vorba de școala de la Bâlga și Borșan cu acea anvelopare termică. Avem cu iluminatul, avem cu șosele, cu asfaltarea celor ulițe, avem cu gazele. Mai avem cu ceva să mă aducă aminte. Da, cu stații de încărcare pentru microbuze. Pentru elevi. Știți că am avut. Și nu numai. Acum, pentru elevi, dacă îți deau microbuze școlare pentru încărcare, avea puțină lume și permită persoane fizice să-ți cumpere o mașină electrică. Pentru că e foarte scumpă și... Asta e, nu ne dă mâna și bine. Deci ținerea ei și după aia e foarte scumpă. Poziție, dar e șapară, jocul în pălat, da și da. Și întreținerea. Da, da. Întreținerea e mai grea decât cumpărarea. Da, da, da. Și de asta spun că avem vreo 5 proiecte. În afară de asta de, uite, de cadastrare, ce se tot pe fonduri europene. Nu plătim nimic pe fonduri. Deci vreo 6 proiecte europene, ceea ce nu-i de aici de acolo. Dar e foarte multă muncă. Dacă mai aveți ceva de întrebat, lămurit, care clarificări, vă stau la dispoziție în măsura în care sunt în temă cu ceea ce vă întrebați. Dacă nu, aș fi din țărmă.
Da, vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, mulțumesc presiunea.